În Catedrala Arhiepiscopală din Roman au răsunat astăzi cântările interpretate de Corul Școlii de Muzică bisericească Episcop Teodosie Atanasiu, alături de Corul Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești al Protoieriei Sascut. Cele două grupuri au oferit răspunsurile liturgice la Sfânta Liturghie oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. La finalul slujbei, ierarhul a vorbit despre rolul cântării în cultul ortodox, dar și despre importanța cântărețului bisericesc în viața unei parohii. Dascălul nu e oricine în biserică. Dascălul are un rol anume. Dascălul este cel care cântă. Dascălul este cel care îndeamnă pe credincioși la rugăciune. Dascălul e cel care coagulează pe toți în duhul rugăciunii. Astăzi, iată că parcă îngerii din cer erau venit și au cântat liturghia, căci fiecare alterna cumva cu sfinții care sunt zugrăviți în această catedrală, unde dăinuie Duhul înaintașilor. Vă rog să înțelegeți că astăzi v-ați unit cu glasurile nevăzute ale sfinților care sunt zugrăviți aici și care sunt în cer și cântă și participă permanent la liturghia cosmică, slujită de însuși Arhieul Hristos. Și iată că noi pe pământ, aici în chip vizibil, am făcut această liturghie și am alternat cu cea din cerul. Școala de muzică bisericească Episcop Teodosie Atanasiu este coordonată de Părintele Protopop Alexandru Grigoraș. Se cuvine să mulțumim Maicii Domnului și tuturor sfinților imnografi pentru rugăciunile pe care înaintea tronului lui Dumnezeu le înalță mereu pentru noi, cei care dorim să o lăudăm pe Maica Domnului în cântări prealese și dorim să urmăm exemplul sfinților care au cântat Maicii Domnului și au lăsat în toate bibliotecile lumii mii și mii de manuscrise și de cărți pe care până în zilele noastre noi le avem ca model de slujire și model de cântare. Cele două coruri au susținut la final un recital de cântece patriotice și colinde.